Dau sfaturi și de cele mai multe ori lasă impresia că sunt intangibile. Cer seriozitate și respect, însă ascund de fiecare dată sub preș informațiile care ar putea să le strice imaginea. Vorbim despre instituțiile publice care au datorii la serviciile și obligațiile primordiale la care trebuie să se supună și ele, nu doar cetățenii obișnuiți. Apa, energie electrică, energia termică, taxele și impozitele. APA Service, operatorul de apă din municipiu, are de recuperat creanțe în valoare de 8,6 milioane de lei. Cele mai mari datorii le au instituțiile publice, 2,4 milioane de lei. Să vă citesc ce creanțe avem la acest moment, că sunt interesant de știut, sunt interesante așa ca și, eu știu, cine este și cine nu este dator la noi și cu cât. Pe bani vechi vorbesc, eu așa am rămas. Avem de la instituții publice, atenție, 24 de miliarde. Eu am situația din contabilitate la 30-11. În această situație sunt incluse și fostul DGSPGC, care a rămas cu vreo 17 miliarde de datorie, CET-ul, care a rămas cu 3 și care sunt în executare. Dar ce se execută sau așa? Și alții. Ceilalți datornici, conform declarațiilor directorului Constantin Preda, sunt asociațiile de proprietari, 2,2 milioane de lei, agenții economici și Giurgiu Veni, care locuiesc la casă, ambele categorii cu datorii de peste 1 milion de lei și alții cu 1,8 milioane de lei. La noi e mai greu că nu ne subvenționează nimeni și cam același lucru. Dacă de căldură ai nevoie decât iarna, apa o consumi și sănătos și bolnav și vara și iarna și așa mai departe. Nu cerem subvenție. Măcar prețul corect care este acum să-l plătească. Directorul APA Service a declarat că în momentul în care a avut loc debranșări la unele blocuri pentru neplată, apa era furată pe timpul nopții. Constantin Preda vrea ca furtul de apă să intre în categoria infracțiunilor și nu a contravențiilor. În momentul în care ai trimis somația, mai se derulează un termen de 5 zile, așa spune legiuitorul, până când îl debranșezi. Dar noaptea, pentru că noi nu avem serviciu de pază în alte instituții, am întâlnit cazuri, am sesizat și poliție, vin oamenii și fură apă la scara blocului, cu furtunașe, cu mosoare, cum le numesc într-un termen foarte prozaic, mosor, așa, cu alte apometre. Am întâlnit deseori cazuri de genul acesta. Plătește lunar către stat și furnizori aproximativ 100.000 de euro, lăsând de înțeles că nu încasează sumele pentru serviciile prestate, în schimb plătește scump pentru greșeli și este verificat la sânge de mai multe autorități.